Bun găsit, dragii noștri, la o nouă ediție a rubricii Cărți deschise pentru minți deschise, în cadrul acestei frumoase campanii desfășurată pe site-ul editurii Herald, Filozofia ca mod de viață. Astăzi este alături de noi domnul profesor Adrian Niță, conferențiar universitar doctor, cercetător la Institutul de Filozofie Constantin Rădulescu Motru, și vorbim despre cartea Elementele filozofiei lui Newton de Voltaire, o carte publicată în colecția Cogito, în traducerea invitatului nostru de astăzi, domnul Adrian Niță. Când Voltaire publica Elementele filozofiei lui Newton în 1738, în Franța, știința newtoniană începuse să înlocuiască în mod decisiv filozofia naturală carteziană, fiind prima popularizare în limba franceză a perspectivei newtoniene asupra lumii. Cartea lui Voltaire a făcut cunoscute publicului larg filozofia naturală, optica și mecanica lui Newton, fiind imediat tradusă și în limba engleză, germană și în italiană. Aș începe discuția noastră cu întrebarea: care sunt elementele filozofiei lui Newton descrise în cartea lui Voltaire și ce aduce această perspectivă nouă a lui Isaac Newton în contextul epocii respective, vorbim despre secolul XVIII, epoca luminilor. Bună ziua, mulțumesc pentru invitație. Trebuie spus că lucrarea conține în titlu Elementele filozofiei lui Newton, cu accent pe elemente, în sensul că sunt mai multe perspective de a înțelege această sintagmă. Cel puțin două dintre ele sunt următoarele. Una vizează elementele în sensul lui Euclid, adică ceva care să fie expus pornind de la niște lucruri de bază, principii, axiome și de acolo să deduci toate celelalte părți ale sistemului. Cu alte cuvinte, ne trebuie ceva care să fie previzibil, ceva care să fie cunoscut ușor pe baza acelor prime principii și apoi sistemul să meargă mai departe cu o precizie și cu o rigoare matematice. Din alt punct de vedere, să zicem, în al doilea sens, element în sensul de parte componentă, de să ne gândim la filozofia greacă, filozofia greacă veche. Elementele erau părțile cele mai mici, principiile, practic, ale lumii. Pământul, aerul, apa, focul, astea erau elemente. Și nu în sensul că toate lucrurile sunt făcute din ele sau din vreunele din ele, dar în sens de principiul filozofiei, mergând pe firul lucrurilor până la ultimul element, până acolo unde poate mintea umană, vom ajunge la pământ, aer, apă, foc, elemente în acest sens. Acum, care sunt elementele? Păi el, Voltaire, împarte cartea în trei mari părți. Prima parte e metafizica, deci prima parte a elementelor sau primul aspect elementar, metafizica, partea a doua fizica și partea a treia vorbește despre gravitație, despre atracția universală, legea sau, cum să zicem, temeiul pe care marele Newton și-a așezat întreaga știință. Putem vorbi despre începuturile filozofiei științei în contextul în care era înlocuită, știm bine, filozofia naturală carteziană la acel moment? Sigur, se poate spune filozofia științei. Lucrarea aceasta este într-un sens de istoria și filozofia științei, într-adevăr, dincolo de faptul că popularizează ideile lui Newton, dincolo de faptul că conține foarte multe elemente istorice, cititorii o să vadă lucruri foarte interesante și foarte plăcute despre foarte multe aspecte, în același timp problematizează și își expune și punctul lui de vedere. Față de unele lucruri este de acord, sunt și câteva cazuri în care este în dezacord cu Newton și aduce niște argumente acolo. E interesant că aproape de la început până la sfârșit vedem discuta lui Newton cu Leibniz și de foarte multe ori ideile pe care le expune Voltaire
vin, au ca context sistematic disputa cu Leibniz. Și, bineînțeles, se cunoaște adversitatea lui Voltaire la adresa lui Leibniz și se vede ușor simpatia pentru marele englez, dar, dincolo de asta, Voltaire este destul de, are un spirit, să zic așa, cavaleresc și drăguț, recunoaște atunci când vede că o anumită idee sau o anumită problemă nu e bine argumentată și își permite să critique pe marele Newton. Dar asta se întâmplă în puține cazuri. Putem vorbi despre un soi sau poate chiar începuturile unui soi de naturalism științific la Isaac Newton? Naturalist științific în mai, cum să zicem, într-un sens. Ceea ce face el este filozofie naturală, mergând pe urmele lui Descartes și amendând sau îmbunătățind imaginea despre lume pe care ne-o propune Descartes. Natural în sensul că se urmărește cunoașterea lumii pe baza experienței, a observației și a experienței, a experimentelor, mai precis. Cu alte cuvinte, cei care se ocupă de cunoașterea naturii, adică cei care fac filozofie naturală, să numim așa, deci, cum să zicem, pe vremea aia nu se spunea savant, nu, e un termen mai târziu. Deci ceva între sau ceva care conține și filozofie și știință. Și de aia termenul de filozofie naturală e mai bine să fie folosit. Deci cei care făceau filozofie naturală aveau o foarte bună formație științifică, dar și filozofică. Era nevoie să cunoști pe filozofii moderni, era nevoie să cunoști filozofii clasici sau scolastici, inclusiv Aristotel, mai ales pentru faptul că trebuia să fie combătut în cazul de față Aristotel. Fizica aristotelică, aceea e paradigma veche, avea nevoie să fie îmbunătățită. Nimeni din secolul XVII nu mai credea că corpurile cad pe pământ, corpurile grele, și orice corp este greu, corpurile cad pe pământ datorită faptului că ele își caută locul lor natural. Așa spunea Aristotel. Au fost tot felul de experimente, măsurători, foarte multe experiențe din zone foarte diverse din acest punct de vedere, care arătau prin calcule matematice faptul că nu există nicio legătură între căderea corpurilor și locul lor natural, sau cum să zicem, centrul pământului, că ar tinde spre centrul pământului. Asta era interpretarea pe care o dădeau cei vechi. Din punctul ăsta de vedere, era nevoie ca această paradigmă să fie schimbată și, așa cum bine ați spus, a început să fie schimbată, iar Newton a pus o piatră foarte, foarte bună, o temelie foarte puternică odată cu elaborarea lui principală, Principiile Filozofiei Naturale, în 1687, și în sensul ăsta apare știința modernă. Deci, indiscutabil, secolul XVII este secolul științei, iar contribuția de bază, contribuția cea mai importantă, o are Newton cu lucrarea lui din 1687. Voltaire nu numai că a înțeles lucrul acesta, dar a contribuit foarte mult din punctul acesta de vedere la apariția și dezvoltarea științei moderne. Aici, sigur, putem să vorbim și de popularizare, ați spus foarte bine lucrul acesta, e o primă lucrare, puteau să o citească oamenii din secolul XVII și o citești și oamenii din secolul XXI cu aceeași plăcere, dar dincolo de popularizare, dincolo de expunerea ideilor pentru persoanele care nu sunt de specialitate, lucrarea arată faptul că știința și, în general, gândirea umană se afla pe un alt teritoriu, pe o altă traiectorie. Paradigma era pe cale să se schimbe, paradigma aristotelică era pe cale să se schimbe. Pe de altă parte, trebuie să subliniem un lucru aici, că tot vorbim de natural și naturalism. A fost acuzat Newton
că prin aceste explicații, prin legea pe care el o vede și o pune la baza întregului sistem, că planetele se mișcă singure în jurul Soarelui, corpurile cerești și așa mai departe se mișcă în virtutea aceleiași legi, adică una singură, legea atracției universale, ar însemna că nu mai e nevoie de Dumnezeu. Ori el spune foarte clar, sau că e ceva care înlocuiește pe Dumnezeu. Ori el spune foarte clar, în multe locuri, și a făcut și o completare în ediția a treia, care a apărut exact în perioada în care era Voltaire acolo, în care încearcă să sublinieze credința lui în Dumnezeu și că nu are nicio legătură una cu alta și că persoanele pioase nu trebuie să se considere în pericol, având în vedere aceste idei proprii științei moderne. Deci cine este pios și vrea să creadă, poate să creadă în continuare. Nu e un război între știință și teologie. Și asta vorbim de naturalism. Deci este naturalism într-un sens, dar nu trebuie să o vedem într-un sens absolut. Nu e materialism, ca să spunem lucrurilor pe nume. Nu e un materialism în care omul de știință, Voltaire și cei din secolul XVII, au eliminat complet din ecuație pe Dumnezeu. Da, e altceva, dacă putem să spunem așa. E o altă discuție. El aduce, cel puțin și în școlie, dar și în general, în lucrarea aceasta lui fundamentală, principiile filozofiei naturale, aduce mai multe argumente, mai multe dovezi, vorbește mereu de Dumnezeul lui Iahve, lui David, Moise, deci Iahve din Vechiul Testament. În plus, nu trebuie uitat un alt lucru apropo de naturalism și naturalizare. Atunci când vorbești despre știință și faci știința în sensul acesta, într-un sens natural, naturalist, este loc și pentru teologie tot în sens natural sau naturalist. Ceea ce se numește teologie naturală. Adică sunt idei în care cred oamenii într-o virtute firească, într-o modalitate firească, într-un lucru normal, într-un lucru firesc, al lucrurilor, natural, dacă pot să spun așa, în măsura în care putem să înțelegem lucrurile acestea, având în vedere faptul că oamenii sunt niște ființe naturale, nu sunt ființe supranaturale, nu sunt îngeri. Deci nu au o cunoaștere, cum să zicem, supranaturală sau percepție supranaturală sau mai știu eu. Deci tot în limitele naturalismului suntem. Înclin să cred că putem să înțelegem naturalismul și așa. Altfel, lumea e făcută din niște corpuri, corpuscul mici, practic e o concepție atomistă într-un sens. O problemă interesantă e cu privire la vid. Nu trebuie uitat faptul că, cum să spunem, datorită faptului că un corp mai mare atrage un corp mai mic, să zicem soarele, atrage pământul și atunci pământul se învârtește în virtutea asta în jurul lui, apare ceea ce se numește atracție la distanță, acțiune la distanță. În perioada aceea era o mare problemă cu acțiunea la distanță pentru că oamenii n-aveau cum să înțeleagă cum se petrece lucrul ăsta, cum poate un corp aflat la mii de milioane de kilometri să acționeze asupra altui corp. Era foarte greu de înțeles. Și atunci, pentru ca să fie lucrurile legate, cele două corpuri să fie legate, au admis eterul. Eterul unește soarele și pământul, sau pământul și luna. Le unește și atunci își transmite forța, să zic așa, de la soare la eter, sau prin eter, la pământ, respectiv la lună. Prin urmare, introducerea eterului e o chestie filozofică până la urmă. N-ai ce să faci, adică Newton a ajuns obligat la ideea asta și a trebuit să o susțină. Pe de altă parte, era în răspăr față de Descartes. Descartes considera că există un fel de vârtejuri, spațiul ăsta imens din jurul corpurilor cerești, e ocupat de mai multe vârtejuri și în felul ăsta se poate transmite acțiunea de la un corp la altul. Nici teoria aceasta nu a fost satisfăcătoare. Bine, până la urmă, nici teoria eterului nu s-a dovedit satisfăcătoare. Până la urmă, între corpuri, între distanța aceea uriașă, este vid. Nu în sens absolut, că pe acolo trece lumina, sunt fotoni, dar un corp care se află în mișcare, în vid, rămâne în continuare în mișcare, în traiectorie dreaptă, în mișcare rectilinie uniformă, se spune și aici lucrul ăsta. Dar numai în vid, pentru că nu e nicio altă forță care să se opună.
în aer se opune atmosfera. Deci când trimiți o minge, merge drept și apoi coboară, cade pe pământ, pentru că intervine forța de frecare și corpul respectiv cade inevitabil pe pământ. Dar dacă ar fi vid, viteza și forța pe care ai imprimat-o la inițial se întinde practic la infinit. Mă rog, teoretic. Practic, probabil că nu, că o să fie un alt corp care o să intervină și o atrage. Și... Deci, nu e chiar real. Dar așa se spune din punct de vedere fizic, să zic așa. Deci, mișcarea este rectilinie uniformă, la infinit, până când apare o altă forță care să intervină și care să modifice traiectoria și forța corpului respectiv aflat în mișcare. Deci, iată, cu toate aceste elemente ale filozofiei newtoniene, putem vorbi într-o oarecare măsură și despre o carte de popularizare a științei, bineînțeles, aflată la începuturile a ceea ce înseamnă filozofia științei. Da, da. Este de popularizare. Cartea a contribuit foarte mult la răspândirea ideilor lui Newton, în sensul acesta. S-a bucurat de o bună privire, de o bună primire. Voltaire foarte documentat, foarte bine documentat, când vorbește, de exemplu, despre optică. Foarte multe cercetări ale lui Newton de aici au plecat, de la lumină, cercetările cu privire la lumină. Pentru că lumina are două componente esențiale, atât undă, este ca o undă, ca cum vedem când aruncăm ceva în apă și vedem cum se duce aceea undă în sensul acesta, dar este și corpuscul, adică e formată din mici părți, adică din fotoni, ceea ce s-a descoperit ulterior, că se numesc fotoni. Prin urmare, tocmai componenta asta de corp, de corpuscul, îi permite să fie la fel, să asculte de atracția universală, deci să fie atrasă, respectiv să fie respinsă de către corpurile pe lângă care trece. Iar lucrul ăsta a fost dovedit la 100 de ani, la 200 de ani după Newton, odată cu marile telescoape și radiotelescoape și instrumentele din secolul 20 și 21. Dragii noștri, am vorbit astăzi despre elementele filozofiei lui Newton, o carte publicată în colecția Cogito, o carte scrisă de Voltaire, în traducerea invitatului nostru de astăzi, domnul profesor Adrian Niță. Această carte o puteți găsi, bineînțeles, pe site-ul editurii Herald, în cadrul campaniei Filosofia ca mod de viață. Îi mulțumim domnului profesor Adrian Niță, conferențiar universitar, doctor, cercetător la Institutul de Filozofie Constantin Rădulescu Motru. Vă mulțumim și dumneavoastră că ați fost și astăzi alături de noi. Ne dăm întâlnire la un nou episod al rubricii Cărți deschise pentru minți deschise. Până atunci să aveți o zi frumoasă în continuare și lectură plăcută. La revedere! Revedere!